Toată lumea și azi la un nou episod de F22 Pack Opening, bineînțeles, un nou Icon Pack. Teoretic, dacă nu greșesc, al 22-lea. Dacă vă place seria, nu uitați să plătiți și pe butonul like, eu, foarte important să vă abonați. Și legendar de important, fix în momentul ăsta, reduceri pe PC Garage, să folosiți codul CATAXPGG și, bineînțeles, jocuri ieftine pe G2A și CATA pe Fortnite Shop, ajungem la $1,000,000. Bun, ăștia ar fi iconozaurii pe care am. Deci 11 bucăți plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și mai am încă un, cum îi zice la asta, Petrică Ceh, nu pot să-l pun aici pentru că nu pot să bagi doi jucători de același fel, plus încă un Gullit Moments la care am dat Quicksell. Deci cam acolo ar fi. Ăsta ar trebui să fie al 22-lea, cred, posibil, nu știu, sigur, matematică 3 plus 4. Bun, cam așa arată, singurii jucători cu adevărat incredibil, sau bine, super mega impresionant, au fost doi guliți, să zicem Machelele, Maradona și Garincha. Și bineînțeles, stai că uitam de șeful șefilor, ăsta e cel mai bun, adevărul, ăsta e cel mai bun, dacă mi-ar da varianta lui Moment, salutare cu metrașul, nu știu sigur dacă e 93 sau mai mult rating, habar n-am. Hai să vedem despre ce este vorba, lăsați și voi în comentarii cu ce ați primit acasă cu pachetul ăsta. Și bineînțeles avem și o șansă la Team of the Season Italia, Bangeli. Ideal, dar nu știu sigur, ar fi un Butragueño, habar n-am ce rating are, în cazul în care nu-i peste 93 AE. Puskás, Maldini, m-ar ajuta extrem de mult în ideea în care am nevoie de un fundaș central, să nu-mi dea CDM sau CM, că nu mai am nevoie. Și ar mai fi pe acolo un Cafu, iar ar fi ok, un left back. Oare o fi? Nu știu sigur ăsta englezul, dacă are rating 93, habar n-am ce rating are la moment. Ce ar mai fi pe acolo? Dalglish, dacă are 93 plus. Panamera. Cruyff și toți băieții grei. Bineînțeles, Hernai Moment ar fi ideal, dar știi cum e. De unde a tabelșul? Bun. Începem cu R9 Moment. Hai, măcar un board. Bă, dar nu vrea să-mi dea, mă, din asta ești nebun. Cum ar fi să vedem? Bă, Olanda goalkeeper. Și n-ar fi rău. Din nou, în cazul în care 93 plus Van der Sar, habar n-am ratingurile la jucători, deci dacă am zis pe aici mai mulți jucători care nici măcar n-au 93 plus, asta este, frate. Premium Gold Players Pack. Dybala. Bine ai venit. Borz. Mexicano, right winger, bineînțeles că este Franzela. Foarte bună Franzela. Mai ales dacă o părăjești. Numărul 1 ești nebun. Nu știu câți ați prins. Opa, iar n-avem spații. Câți ați prins perioada în care pâinea prăjită nu prăjeai la prăjitor ca șmecherii. O prăjeai în cel mai bun caz pe plită sau în cel mai rău caz băgai furculița în pâine și stăteai cu ea la flacăra de la gaz. Ai pâine prăjită, ești nebun la cap, nu? Prăjitoare de pâine și sandwich maker și de astea. Bine, cazul extrem era să o prăjești la brichetă, dar poate un pic cam mult. Dar merge și aia. Neto. Văd că ne cam sparge pe portar, să fie ăsta un semn, că vine porcar. Nu prea aș vrea sincer porcar. Deja am luat 3 bucăți de porcari. Like în pack-uri. Și mi-s de ajuns. 3 bucăți, lasă-le acolo. Small Rare Gold Players Pack. 82 garantat, poți să ne dai minim boards, haide. Oh, walkout băieți, stăm pe spate, stăm pe spate, Parejo, bun. Cred că l-am băgat la SBC, sper că l-am băgat, dacă nu l-avem dublură. Îl vom băga la un următor SBC. În cazul în care îmi dă extrem de bine la pack-ul ăsta, mai fac încă unul, că am văzut că pot să-l mai fac o dată. Nu știam că l-o băga repetabil de 2 ori. Dar dacă îmi dă ceva extrem, ne băgăm la creație pe live, băieți. Să fie bine, să nu fie rău. Bun, Rare Mega Pack, Rare Electrum, stai ce avem pe aici mai slab, 83 plus, 82, 81 și Icon Pack. 81, Team of the Season, Cuadrado. Opa! Goalkeeper. A, iar cârnațul ăsta but. Bine, îl am, dublură, sper că e 3 double totuși. I-am chiar scos pe ăștia când au intrat... Liga Italiei și să urmeze altă ligă sau ceva.
Dar e bine și asta, 8-8 rating din pachetul ăla, ești nebun la cap. Să trăiască nenea Butez. Botez și alți băieți. Cine e cel mai fraier din curtea școlii? Aha, tu ești țapă, aha. Bun, foarte bine până aici. Perfect, tradable, let's go time. Avem Shaikh în direct, Ioniț. Și ăsta dacă o fi să coste ceva bine, dacă nu îi dăm shoot în OO. Ok, vreo 6 e coin. Hai că-l punem așa la pleznial. 450, super ofertă, pleacă. Bun. Până aici stăm foarte bine. Am făcut roșii niște resurse. 82. Mijloc cu noroc. Team of the season back to back. Nu chiar back to back. Left midfielder. Cine e ăsta? Oh, Hazard ăla care și joacă fotbal. Bun. Foarte bine. Ia Hazardul. Nu înțeleg de ce nu-l transferă nimeni pe GG-ul ăsta. Ok. 3 bucones. Hai că trimitem așa și ăștia 2 umflăm. Ne rămâne un spațiu în cazul în care mai vine ceva la următorul pachet Ozini. Bun, domnilor. Același joc, aceeași vrăjală. Ce pică aici. Asteag pică și dincolo. Topor. 83 plus garantat. Hai cu Argentina. De fapt, stai, bă, nu-i bine Argentina. Franța. Bun. Franța CB. Nu știu exact ce rating are DSAI, dar nu m-ar deranja dacă ar pica. Dar cred că DSAI 91 sau 92 ceva în genul. Deci nu prea ar avea cum să pice. Dar. Oh, shit. Blanc. Sper că n-are 93 plus blanc. Că nu prea am vrea în linia Laurent blanc. Dar un Franța CAM vrem să vedem. Ar fi chiar interesant. Un Franța CAM acolo. Să-l vedem pe Neachelu. Lemnaru. Băieții cu Fabiani. Zinchenko. Medina și un tricoi. Facem și un ban cinstit. Diamond Ball. Ia vezi, mă, minge cu diamant. Ești nebun, Swarovski și toți băieți. Bun. Din nou, repet. Codul CATA XPGU pe PC Garaj. Reducere în momentul ăsta. Link-ul aveți în descriere. Foarte important. Ce pică de aici. Dacă ne salvează Weekend League-ul sau nu. Am nevoie de un atacant. Am nevoie de un center back. Și cam atât. La left back n-ar fi neapărat pentru că, pana mea, am nevoie de left back englez și probabil că Ashley Cole nu-i rating 93+, ca să-l țină pe Nenea Beliran în full cam. Deci, să fie R9 moment. Sau să nu fie Gullit, bă. Bă, deci Gullit să nu fie. L-am primit de dor până acum, vă rog frumos, domnii la eSports, păstrați-l. 3-2-1, spunea când curul gol, lăsați și voi un comentariu cu ce ați primit din pachetul ăsta dacă l-ați făcut. Topor! Hai mă, ceva interesant, să joc și un jucător ca lumea. Bă, nu-i chiar rău, mămălicii. 4 cu... Aoleu, medium, medium. Peche de cuci. Power free kick. Pușca și cura o lată. Să-l jucăm pe Stoichkov încă o dată. Credeam că Stoichkov e bun, bă, moment. Mi-am luat sap. Bine, șut arată blană. Pas arată blană. Dribbling arată blană. Să-l joc pe ăsta atacant. Dar ce medium cu medium, bă? Că ăsta chiar era balon de aur. Nu-i balon de aur. Eu știu ce așa. Păi era și balon de aur. Nu-i, bă. Bla bla bla. Hit Barça nu știu ce. Ok, nu vă să scrie ceva de balonul de aur. Dar eu așa țin minte că ăsta e balon de aur. Stoichkov. Sau nu era? În fine. Da, păi cam asta a fost Icon Pack-ul. Țapă țap. De fapt, nu e chiar țapă țap, e exact prețul Icon Pack-ului.
Adică ești medium cu medium, bată-te și pierdu. Dacă era high cu medium, chiar era interesant, dar oricum cred că o să-l joc Striker. În fine, cam asta a fost. Este fain de vizionare, nu uitați folosiți codul CTXPG pe PC Garage și ne auzim data viitoare. Salutare, salutare!